Programa de guvern, după cum am spus, eu m-am întors în urmă cu o zi de la București. Nu avem un răspuns oficial al Ministerului. Din câte știm la ora actuală, se va merge pe o soluție de închidere a gropii actuale de gunoi și pe o variantă în care noi vom depozita la gropile de gunoi din interiorul județului. Temporar, până ce groapa de gunoi ecologică va fi dată în folosință. Deci asta este soluția actuală. De asemenea, Ministerul nu a dat aviz pentru continuarea preluării gunoiului din celelalte localități, inclusiv municipiul Suceava. Urmând ca ei să găsească o soluție pentru această perioadă.